Salutare, dragi călărești iubitori de cai! Astăzi ne aflăm în județul Buzău, alături de domnul Toni, care dorește să ne facă un anunț. Vă rog, domnul Toni! Bună ziua, bine ați venit! Pe data de 14 septembrie vă așteptăm la cea de-a treia ediție a târgului nostru la Mărăcine, în județul Buzău. Vă așteptăm în număr cât mai mare! Salutare, dragi călărești iubitori de cai! Astăzi am ajuns în județul Buzău la un mare crescător și iubitor de cai. Haideți să descoperim împreună la cine am ajuns. Alături de noi avem pe doamna Marilena și pe domnul Toni, care astăzi o să ne prezinte frumoasele exemplare. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Haideți să nu mai pierdem vremea și să facem un tur al grajului nostru. Haideți! Aici avem camera de hamuri. Uite, Alexandra, astea sunt echipamentele pe care le folosim noi pentru căluții noștri. Avem niște echipamente foarte frumoase și deosebite. Mulțumim frumos! Și acum, haideți să vă arătăm și căluții noștri, să dăm un tur al grajului. O să-i scoateți pe fiecare și o să-i prezentați, da? Da? Ok. Câți căluți aveți în total? 12. 11 din rasa frizian, 1 din rasa cavepier, un mânz. Foarte bine îngrijiți. Se vede că iubiți. Ne acordăm cât mai mult timp, avem liber. Acum că sunt toți aici, care este primul căluț? Primul căluț al nostru care l-am avut este această iapă, care e... De aici a început toată povestea? Da, da. De rasa frizian. Da. Este o iapă de 9 ani. O așteptăm zilele astea să fete. Foarte frumoasă, să nu o stresăm, ca să fie liniștită. Da. Ea întotdeauna a fătat singură, am găsit-o cu mânsă. Ok. Domnul Toni, le puteți face o descriere? Pe cine avem aici? Aici avem un armăsar de 4 ani, pe nume Jabar. Este un armăsar foarte docil, are la activ vreo 6 produși. Ce să vă zic? Este un armăsar de talie mai înaltă, care îmi place. Foarte frumos! Mulțumim! Dar, domnul Toni, de unde și de când această pasiune pentru cai? Pasiunea este mai veche, cu frizienii de vreo 6-7 ani, cu rasa de frizian. Domnul Toni, ne puteți face despre acest frumos exemplar? Da, acest armăsar are 8 ani, îl cheamă Iancu, este tot din rasa frizian și are undeva la 12 produși. Dar domnul Toni, ce trebuie să aibă un cal ca să poată să vă intre la suflet? Lăsăm filmările să vorbească. Mulțumim tare mult! Cu mare drag!
Domnul Toni, ne puteți face o descriere pe cine avem aici? Avem un armăsar de rasa frizian pe nume Prințu, cu vârsta de 7 ani și are 8 produși la activ. Ce ne puteți spune despre alimentație, ca și furaj, ce le oferiți? Ca și alimentație, lucernă, ovăz și fân. Mulțumim tare mult! Cu mare drag! Domnul Toni, ne puteți face o descriere? Da, este o iapă de 6 ani, din rasa frizian. Este gestantă. Mai avem 2 produși din ea și este o iapă foarte docilă, foarte blândă. Dar spuneți-ne, vă rog, în ce scopuri folosiți? Pe primul loc este pasiunea și în al doilea rând, acum de curând, îi folosim la evenimente, diferite evenimente. Ca să mai mult să-i mai scoatem, să-i plimbăm, da. Domnul Toni, puteți continua descrierea, vă rog, pe cine avem aici? Aici avem o iapă tot din rasa frizian, de 9 ani. Are 4 mânși născuți la noi. Este gestantă, astăzi s-a împlinit. O așteptăm în seara asta, mâine să fete. Atunci o mai stresăm astăzi. E frumos afară, e soare. Dar, domnul Toni, spuneți-ne, vă rog, cât la sută este pasiune, cât la sută este afacere, având acești căluși foarte frumoși? Pasiune 100%, afacerea este alta, din spate, care ținem și căluții. Mulțumim tare mult! Cu mare drag! Domnul Toni, ne puteți face o descriere? Este o mânză de 3 ani, tot din rasa frizian. Este dată la muntă de o lună de zile și este fătată la noi. Este o mânză foarte dragă, mie de ani și-o oprit-o. Dar spuneți-ne, vă rog, de ce ați ales această rasă și nu o lipițan sau un semigreu, de exemplu? Această rasă mi-a plăcut, e o rasă docilă, un mers foarte elegant, exact. Mi-a plăcut rasa asta mie. Mulțumim tare mult! Cu mare drag! Domnul Toni, pe cine avem aici?
Aici avem un mânz de 9 luni, Apollo, este din rasa KVPN, este singurul KVPN din grajdul nostru. Am încercat și cu această rasă, încercăm și cu această rasă. Dar, domnul Toni, de câți oameni aveți nevoie să vă ocupați de toți căluții? Am văzut că sunt foarte bine îngrijiți. Azi rămâne foarte uimit, un singur băiat care se află aici în padoc cu acest mânz și de mine și de soție care ne dedicăm foarte mult timp cailor. Vrem să vă felicităm, aveți niște căluți foarte frumoși. Domnul Toni, aici avem cei mai mici membri. Da, ei sunt cei mai mici membri de la noi din grajd și sunt din iepile noastre, din armăsarii noștri. Sunt mânci de un an jumate și de 9 luni. Domnul Toni, ne vrem să vă mulțumim pentru frumoasa prezentare. Aveți niște căluți foarte frumoși. Mulțumesc, cu mare drag. Nu este gata, noi vrem să vă arătăm cum merg și acești căluți și la ce atelaje îi punem. Abia așteptăm. Mulțumim tare mult. Cu mare drag.
mulțumim pentru frumoasa prezentare și pentru invitație. Aveți niște căluți foarte frumoși. Și noi vă mulțumim. Avem un anunț de făcut. În data de 14 septembrie 2024 vă așteptăm la cea de 3 ediție a expoziției Ecvestre, unde veți fi așteptat cu multe surprize. Sperăm să fiți alături de noi și atunci. Cu siguranță, iar ca în semn de apreciere, vrem să vă oferim și noi un mic cadou, care sperăm noi să vă aducă cât mai mult noroc pe viitor. Mulțumesc frumos, mulțumim! Da? Iar voi cei de acasă, nu uitați să ne lăsați printr-un comentariu unde doriți să aducem data viitoare. Vă pupăm!